Ce este Sfânta Treime? După părintele profesor dr. Ilarion Felia, cuvinte duhovnicești. Fiul este lumina Tatălui care a venit în lume ca să ne lumineze calea spre veșnicie. Iar Duhul Sfânt e căldura care vine de la Tatăl ca să ne încălzească inimile și să aprindă în ele iubirea lui Dumnezeu. Astfel, cum soarele cu lumina și căldura una sunt, la fel una sunt Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Preasfânta Treime. Tot cu ajutorul meditației și al judecății sănătoase, putem dezvălui și pricepe și alte taine din marele adevăr al dumnezeirii creștine. Dogma credinței creștine învață că Fiul se naște din Tatăl și Duhul Sfânt purcede din Tatăl mai înainte de toți vecii, adică din eternitate. Cum se poate aceasta? Nu este cu neputință de răspuns. Fiul s-a născut din Tatăl cum se naște cuvântul din minte și Duhul Sfânt purcede din Tatăl cum purcede fapta din voință. Cuvântul se naște din minte, nu purcede, și fapta purcede din voință, nu se naște. La fel se naște Fiul și purcede Duhul Sfânt din Tatăl. Dumnezeu Tatăl e soarele Universului care există din veșnicie. Fiul este lumina Tatălui, care a venit în lume ca să ne lumineze calea spre veșnicie, iar Duhul Sfânt e căldura care vine de la Tatăl, ca să ne încălzească inimile și să aprindă în ele iubirea lui Dumnezeu. Astfel, cum soarele cu lumina și căldura una sunt, la fel una sunt Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Preasfânta Treime. Aceasta e, foarte pe scurt, învățătura creștină despre Dumnezeu, pe care o crede și o mărturisește Biblia întreagă, cea mai importantă capodoperă și mărturia adevărului existenței lui Dumnezeu. Învățătura pe care o cred și o mărturisește cei peste 800 de milioane de creștini, cât numără astăzi sub aripile lui creștinismul. Dacă adăugăm acest argument de cea mai mare autoritate, la toate celelalte dovezi și probe despre existența lui Dumnezeu, concluzia generală care se impune minții și inimii noastre cu o impresionantă forță de convingere, aceasta este: Dumnezeu există. La concluzia, convingerea și mărturisirea adevărului existenței lui Dumnezeu ne duc lumea întreagă și omenirea întreagă, natura și istoria, judecata logică și conștiința morală, mintea și inima, rațiunea și revelația, Biblia și Biserica creștină. Toate sunt monumente și temple ale credinței în Dumnezeu, toate ne răspund în cor. Dumnezeu este creatorul lumii, Dumnezeu este părintele nostru iubitor. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, binecuvântat este cel ce crede în numele Domnului.